Bună dimineața, națiune, bună dimineața, prieteni, și acum atenție, bărbați, un subiect ce ne vizează pe noi, de fapt ce ne vizează podoabele noastre capilare. Vorbim astăzi despre calviție sau pleșuvie, despre căderea părului și despre chelie. Alături de mine este doamna doctor, medic, dermatolog, cosmetolog, doamna Marina Știrbu. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Prima întrebare, de ce se întâmplă, de ce chelesc bărbații? Ce se întâmplă? Întrebare foarte interesantă și actuală. Așa. De fapt, podoaba capilară dintotdeauna a fost un indice de frumusețe și sexualitate. Din păcate, în ultimul timp se observă o sporire a pacienților care se adresează la specialiști, anume cu chelia sau alopecia. De fapt, este un proces genetic determinat, dar în ultimul timp, sub acțiunea factorilor mediului extern, intern, factorii de stres, depresiile, mediul extern, de fapt, razele ultraviolete, ar putea afecta foarte mult această problemă, sau sporesc această problemă. De ce este o problemă? Fiindcă vedem apariția cheliei la unii mai tineri deja. Nu mai este vorba despre o vârstă mai înaintată și atunci putem să ne dăm seama că, uite, a venit vârsta cât ar trebui să părăsească. De fapt, da. Dar, uite, se întâmplă la tineri. Această problemă întinerește pentru că, iarăși, ne întoarcem, da, este un proces genetic determinat. De vină este testosteronul, care se stimulează în urma factorilor, cum ar fi stresul, cum ar fi depresiunile, cum ar fi un mod mai puțin sănătos de viață, adică lipsa somnului, un regim de somn, lipsa unui regim alimentar, ceea ce administrarea unor remedii medicamentoase antidepresive, antistres, ceea ce duce la fel la dereglări în funcția sintezei testosteronului sau, de fapt, și alte procese, care la fel duc la apariția căderii părului la persoanele tinere. Dar putea fi și un factor genetic, de fapt, care nu este neapărat... Da, după cum am zis, este un proces genetic determinat. Deci dacă tatăl are chelie sau îi cade părul, deci evident și la fecior această problemă se va transmite. Dar atunci când observăm că este prea devreme, procesul a început, deci ar fi cazul ca pacienții să se adreseze medicului specialist pentru a efectua un șir de investigații, pentru că medicina acum ne permite să efectuăm aceste tratamente sau aceste investigații mult mai devreme, după care recurgem și la tratamentele care vor favoriza sau vor diminua căderea părului. Am putea mă face acest lucru, adică să mai stopăm din căderea părului, doar că ea cumva e irreversibilă. Oricum va cădea până la urmă. Deci noi putem să întreținem, sau cum numim noi în medicină, să inducem în procesul de remisie de lungă durată, adică să stopăm procesul de cădere. Și cum am putea face acest lucru? Atunci când sunt sateliți, deci noi și stimulăm. Deci, în primul rând, de a regla regimul alimentar, pentru că o lipsă de vitamine, microelemente, minerale și ceea ce este important, lipsa proteinei. Deci persoanele care sunt vegane sau stau pe regime alimentare, diete, deci la fel sunt predispuși la căderea părului mult mai intens decât cele persoane care au un regim alimentar sănătos. Regimul hidric, adică lichidele să fie administrate în cantități suficiente, somnul, sportul, cât mai puțin stres, cât mai puțin stări de depresive, care la fel îmbunătățesc. Deci administrarea în alimentație neapărat a proteinei, animale, carne de găină, carne de vită, același ou, boboasele, ceea ce ar stimula un surplus, un aport mare de lipide, vitamine, microelemente, care la fel stimulează și întrețin creșterea podoabei capilare. Ar putea dăuna și unele medicamente, dacă neapărat. Deci unele medicamente, cum ar fi preparatele steroidiene, antiinflamatoarele, antidepresivele, neuroleptice, deci multe substanțe, deci fiind substanțe chimice, deteriorează circulația sângelui cu fluxul sau aportul de vitamine, microelemente. Da, la bărbați, care ar fi zonele scalpului cel mai des afectate? Probabil este de la ceafă, este zona frontală, zona centrală și temporală. Deci atunci când pacienții, bărbații, observă o cădere mai intensă, chiar la o vârstă mai tânără, deci ar trebui să-i pună în gardă și să recurgă la unele investigații, pentru că atunci când pacientul se adresează la un medic specialist, începe evident de la indicarea unor analize,
rezultatele unor investigații de laborator, cum ar fi și aceeași trihogramă, trihoscopie, lipidogramă, mineralogramă, deci să vedem care totuși este cauza căderii părului pentru a evita problemele de mai departe, pentru că uneori este și un aspect psihoemoțional destul de important, deoarece bărbații iarăși țin la podoaba capilară, la fel ca și noi femeile. Dar genetic am putea moșteni, spre exemplu, de la mama, podoaba capilară, să zicem, sau e mai puțin, se întâmplă mai puțin? O moștenim de la mamă, dar cade mai mult pe linia tatălui. Deci, iarăși repet, dacă este o predispoziție genetică, este un aflux, un surplus sau insuficiență de testosteron, adică hormonii masculini, ei sunt cei care țin de frumusețea podoabei capilare, dar, din păcate, sunt și unele probleme de sănătate, unele procese inflamatorii, tumori, glanda tiroidă, hipofiza, suprarenalele, ovarele, în cazul femeilor. Deci, este un proces, oricum, destul de serios, îl căruia se acordă o atenție, ar trebui să se acorde o atenție mai majoră. Deci se bate alarma atunci când depistăm cumva, când încet, încet ne cade părul și atunci trebuie să facem ceva, investigații, cum zicea și dumneavoastră. Pentru, dacă totuși s-a pornit acest proces de calviție, am putea folosi unele măști pentru scalp, creme sau... Da, sunt remedii medicamentoase care ar diminua scăderea căderii părului. Deci avem, într-adevăr, complexe de vitamine, microelemente, minerale. Avem proceduri și cosmetologice și medicale care țin de introducerea local a plasmei sanguine, a vitaminelor, microelementelor, așa numite plasmoterapie, mezoterapie, crioterapie. Deci cu un contrast sunt remedii medicamentoase de fapt pe bază chimică sau și naturală, același piper, ardei, iute, care stimulează. Deci tot ceea ce stimulează creșterea sau circulația sanguină metabolică, deci duce la un aport de substanțe nutritive cu creșterea ulterioară a firelor de fapt, este un procentaj foarte mare prin rândul bărbaților. Fiecare al cincelea bărbat, după o statistică, începe... Deci, practic, 80% din chelii și vin anume pe contul factorului genetic. Dar, plus la toate, se mai suprapun și factorii mediului, atât extern cât și intern. După cum am spus, același fumat, folosirea unor substanțe medicamentoase atât sau stimulatoare. Deci, mă rog, mulți dintre pacienți nu este nimic de ascuns, folosesc, administrează unele preparate pentru întreținere, chiar și aceleași somnifere, antidepresivele, care ulterior la fel pot duce la apariția sau creșterea acestui procent de chelie, de căderi de ce vârstă, de fapt, se accentuează sau se agravează acest fenomen? Din păcate, după vârsta de 20-25 de ani, pentru că în organism este foarte tânără, dar deja în organism încetinesc să se sintetizeze unele substanțe biologico active, chiar și același colagen, care la fel, pentru că, mă rog, părul și unghiile sunt niște derivate ale pielii și insuficiența multor substanțe nutritive, esențiale, duce și la apariția acestei probleme. Transplantul de păr ar fi și el o soluție, doar că este foarte costisitoare? Da, deci transplantul de păr este ca și ultima etapă, ultima metodă atunci când s-au încercat. Deci evident ar fi cazul, chiar dacă și pacientul se pregătește pentru un transplant de păr, să fie pregătit acest scalp, această piele, iarăși prin administrarea acelorași vitamine, microelemente, plasmoterapie, PRP-terapie. Apropo, este o procedură care este indicată pacienților deja care au trecut printr-un transplant de păr. De ce? Pentru că aici sunt factori de creștere, sunt acele substanțe nutritive care duc la întreținerea și fixarea mai bună a foliculelor deja transplantați. Din experiența dumneavoastră sau din cunoștințele pe care le dețineți, au fost cazuri în care s-a făcut transplantul de păr și uite, după o perioadă a început iarăși să cadă chiar și același transplant? Deci nu ne garantează 100% că... Nu garantează pentru că... Avem același... Din păcate, iarăși sunt factorii mediului atât intern cât și extern, pentru că noi înaintăm în vârstă, din păcate, și este procesul de îmbătrânire biologică, fiziologică, care și ea, și la rândul său, are un impact chiar destul de mare asupra sănătății podoabei capilare. Și plus, iarăși, vin factorii mediului extern, razele ultrafiolete, toxinele din sau metale grele care circulă la fel, sunt inhalate, trec prin aceeași piele, care este un depou, apariția unor procese de sănătate, procese inflamatorii, o simplă carie, un
simplă micoză, o viroză sau niște viroze frecvente. Ar putea afecta? Afectează imunitatea, exact, este un lanț integru care, din păcate, undeva acea verigă, a căzut și deci apar problemele care... Doamna doctor, și acum, pe final, vă rog frumos, recomandări pur generale pentru toți bărbații. Ce ar trebui să facă? Deci, sau să nu se sperie în primul rând și să accepte? Deci, da, problema este serioasă. Deci, vedeți că este și la mod acum în vogă. Bărbații își fac o coafură, deci rad că scalpul. Dar, într-adevăr, regimul alimentar 1, deci un regim sănătos alimentar bogat în vitamine, microelemente, minerale, deci neapărat proteina să fie prezentă, deci să nu excludem carnea sau proteina animală, pentru că, din păcate, sau dinspre fericire, este foarte importantă, este ca sursă de transport. Așa. Un regim fizic sănătos, deci sport adecvat, aer curat, deci odihna și somn. De ce este important? Anume regimul de somn, să fie iarăși sănătos. Igiena somnului. Igiena somnului. Deci, și aceleași remedii sau antistresul. Deci să găsiți metode pentru a evita stresurile, pentru a evita depresiile, pentru a avea o podoabă capilară sănătoasă și sănătatea în sine. Da, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență. O să ținem cont de aceste sfaturi. Cu siguranță, telespectatorii care ne urmăresc și-au și notat unele chestii, unele recomandări. În această dimineață, alături de mine a fost doamna Marina Știrbu, medic dermatolog și cosmetolog. Vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi ca să ne mai povestiți lucruri interesante și de care trebuie să ținem cont. Cu mare drag. Da, vă mulțumesc. Frumoasă.